Mulțumim mult pentru că ați venit astăzi alături de noi. Suntem foarte mândri și recunoscători pentru această zi în care reușim să inaugurăm acest centru comunitar pentru situații de urgență în Moinești. Habitat for Humanity România și-a dorit foarte mult să inaugureze acest proiect, să-l ducă la bun sfârșit și, așa cum știți deja, din martie 2019 au început lucrările la acest centru și ne-am dorit foarte mult ca medicii de aici, din comunitate, să poată să iasă din acest centru insalubru și să-și continue activitatea într-un centru complet funcțional și în condiții mult mai bune. Am reușit să facem acest lucru alături de toți donatorii noștri, de partenerii noștri și suntem bucuroși să fim astăzi alături de unii dintre aceștia și ne dorim să inaugurăm centrul și momentul cu câteva interviuri din partea partenerilor noștri. Am să invit pe rând să spună câteva cuvinte și să mergem apoi să vizităm această clădire și ulterior, bineînțeles, să punem și o plăcuță pe centru care să ne aducă aminte pe viitor de toți cei ce au participat la construcția lui. Îl invit pe Roberto Pătrășcoiu, directorul național Habitat for Humanity, să înceapă seria prezentărilor și a interviurilor. Mulțumesc! Mersi, Gabi! Dau masca jos, cum... Se aude și prin mască, ok. Mulțumesc, Gabi. Nu m-am pregătit pentru un speech, mai degrabă pentru un scurt interviu. Mă bucur că suntem în sfârșit la momentul inaugurării centrului. Ne-am fi dorit să facem un eveniment alături de întreaga comunitate. Din păcate, situația COVID-19 nu ne-a permis. Ne-a permis să facem doar un eveniment foarte restrâns. Practic, astăzi inaugurăm acest centru pentru situații de urgență, cum i-am spus noi, Habitat for Humanity. Centru care, de altfel, reprezintă baza operațională a Serviciului Județean de Ambulanță din Moinești. Proiectul a fost realizat de Habitat for Humanity în parteneriat cu comunitatea locală și vreau să mulțumesc foarte mult domnului primar al municipiului Moinești, de asemenea domnului director al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, dar și al donatorilor noștri care au donat materiale de construcție și fonduri, astfel încât proiectul pe care îl vedeți în spate să fie posibil. Inaugurarea centrului vine într-un moment oportun, dacă putem să-i spunem așa, pe lângă faptul că astăzi este Ziua Mondială a Locuirii, în fiecare luni, de prima zi de luni de octombrie, Națiunile Unite serbează Ziua Mondială a Locuirii și noi în fiecare an organizăm un proiect de construire accelerată. Anul acesta am decis să inaugurăm centrul pentru situații de urgență. Inaugurarea centrului vine și în plin val 4 de pandemie de COVID-19, iar centrul va juca un rol crucial în acest val 4 și nu numai, și ulterior va servi ca bază operațională pentru a deservi toate apelurile la numărul 1 de urgență 112. Îmi doresc ca acest centru să fie ca o a doua casă pentru cei 34 de medici, asistenți și ambulanțieri care lucrează aici și care până acum au fost nevoiți să-și desfășoare activitatea în niște condiții, am putea să le spunem, nu tocmai optime, dacă nu chiar insalubre. Vă mulțumesc foarte mult și sper că acesta să reprezinte și un model de bună practică la nivel național în care autoritățile publice conlucrează cu societatea civilă pentru deservirea unei nevoi stringente din comunitate. Mulțumesc frumos, domnule primar! Bună ziua, vă spun și eu tuturor! Iată că ne aflăm la un moment fericit, spun eu, pentru că după eforturi comune am reușit să ridicăm aici o clădire pentru cei care au nevoie să presteze servicii în interesul cetățenilor la nevoie, spun eu. Acest lucru nu s-ar fi putut întâmpla dacă serviciul de ambulanță, mulțumesc doamnei directoare aici, nu plia și făceam o echipă compactă să punem la punct acest proiect.
domnului director de la Habitat, domnului Andrei, director zonal și echipei dumnealor, domnului doctor Hiru, Consiliul Local. Făcând echipă, existând comunicare, iată că astăzi inaugurăm acest centru. Mai e de lucru un pic, am terminat interiorul, clădirea, o să lucrăm și la curte. Am solicitat împreună cu șeful ambulanței de aici, domnul Hiru, și primăriilor din jurul Moineșului să contribuie la realizarea acestei incinte. Cu siguranță, după depunerea documentelor la fiecare Consiliu Local, poate vor înțelege că și lor li se atribuie aceste servicii, cetățenilor din comunele pe care le reprezintă. E un lucru de care stația avea nevoie. Vedeți în spate ce clădire exista. Astăzi o clădire nouă, materialele sunt scumpe. Dacă nu aveam un sprijin al Habitatului, de aia domnul director prezent astăzi aici, cred că nu am fi reușit. Le mulțumesc pe această cale și chiar vreau să înmânez o diplomă de prieten al Moineșului, domnul Paul Roberto, directorul național al Habitat for Humanity, în semn de prețuire pentru 15 ani de parteneriat cu rezultate excelente și drept mulțumire pentru câteva sute de cetățeni moineșeni care se bucură de un cămin trainic. Pentru că Habitatul nu este doar în această curte, Habitatul are 50 de locuințe în Moineș și mai construim. Deja suntem în demersuri să facem un complex de case în cartierul Găzărie după ce vom achiziționa terenul. Sunt sigur că ne veți ajuta și acolo și cetățenii se vor bucura de locuințe noi și acolo. Felicitări! Este extraordinar! Mulțumesc mult! Același lucru vreau să-l dăruiesc și doamnei directoare Crețu, pentru că Moineștii e pe harta județului Bacău și vrem să fim chiar în capul listei, să zic așa, și sperăm să reușim acest lucru. Domnul Ioan Florin Hiru, care a luat inițiativa, a venit la Consiliul Local, a fost la Habitat, a fost peste tot și ne ajută. Domnul Andrei Chirilă este de al nostru de aici, de la Moinești, și reprezintă, dar amânat și pentru Habitat for Humanity la pachet, una pentru București, una pentru Moinești, așa că pentru cea de București aici, cea de la Moinești. Da. Încă o dată vă mulțumesc tuturor și nu ne oprim, să terminăm și curtea și tot ce trebuie, să plecăm de aici în alte locații unde avem nevoie. Da, vă rog, domnule. Mulțumim foarte mult. Noi, ce să spunem, ca beneficiarii acestui sediu, beneficiarii principale a acestui sediu, pe lângă toți cetățenii care sunt din municipiul Moinești și din zonele învecinate, suntem foarte bucuroși că am reușit să facem acest lucru. Clădirea în care funcționam înainte, de fapt, era o singură încăpere, fosta morgă a spitalului Moinești, de foarte mulți zeci de ani, improprie pentru desfășurarea activității în condiții optime. Am încercat să facem pe cât posibil din spațiile care erau de garaj anumite încăperi care erau strict necesare pentru noi, în care să facem dezinfecție, în care să depozităm deșeurile periculoase. Încetul cu încetul, cu sprijinul colegilor noștri, și trebuie să recunosc că aici un rol deosebit l-a avut și doctorul Hiru, care ne-a pus în contact cu domnul Chirilă, cu doamna Nica, Cristina Nica, și cu domnul Costa, și am reușit împreună să demarăm acest proiect. N-a fost ușor, știu, câteva luni de zile a trebuit să umblăm împreună să găsim sponsori importanți ca să reușim să demarăm această lucrare, pentru că au fost foarte mulți, nu aș vrea acum să pomenesc pe nimeni, dar sigur o să facem acest lucru și o să toate aceste societăți, aceste persoane fizice care ne-au sprijinit, ne gândim la ele și le mulțumim pentru tot ce au făcut ca acest proiect să se realizeze. Le mulțumim de asemenea voluntarilor, tuturor celor care au venit aici și au lucrat, de la elevi, colegi de-ai noștri din serviciul de ambulanță, din toate substațiile, voluntarilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, de la jandarmi și toți ceilalți care au venit de la primărie, care au venit și au lucrat aici alături de noi ca să realizăm această construcție. Poate că era gata mai devreme dacă nu începea pandemia de COVID-19, dar și așa trebuie să fim foarte mulțumiți că acest proiect a reușit să se realizeze
în aceeași perioadă în care noi am luptat și luptăm în continuare cu această, cu această boală, pentru că, într-adevăr, nu greșesc când spun și folosesc termenul luptă, pentru că zi de zi, ceas de ceas, ne confruntăm cu din ce în ce mai multe cazuri și apeluri la 112. Colegii noștri de-abia mai au timp să ajungă în stație să mănânce și pleacă la următoarea, dacă mai apucă, la următoarea urgență. Partea de dezinfecție este extrem de importantă în această perioadă și cu această ocazie reușim să ne mutăm într-o casă nouă și lucrurile să se desfășoare într-un mod firesc. Pe lângă faptul că noi vom funcționa aici ca și sediu, partea de centru pe care noi ne l-am propus de la bun început, împreună cu colegii de aici care sunt formatori și care și alți colegi care urmează să fie formatori în continuare, vom reuși să facem periodic, din păcate acum pe perioada de pandemie mai puțin că n-avem voie, cursuri de instruire în aplicarea măsurilor de prim ajutor pentru cetățenii din Moinești și din localitățile învecinate, ori de câte ori doresc, în grupe, nu este nicio problemă, o să găsim o soluție astfel încât toată lumea să beneficieze de aceste informații. Și încă o dată mulțumesc foarte mult tuturor. Noi suntem onorați că am reușit să terminăm atât de repede, nu mă așteptam sincer să dăm drumul anul acesta, este minunat. Chiar dacă mai sunt mici lucruri de pus la interior, de amenajat, astea sunt mai ușor de realizat. S-au mai făcut între timp și mai ușor de realizat decât construcția în sine. Mulțumesc încă o dată, domnule primar, ne-ați sprijinit și sunt convinsă că și în continuare partea următoare și bineînțeles că o să urmeze și partea de garaj, spațiu în care trebuie să stea ambulanțele, pentru că și ele la momentul acesta nu încap, nu intră în garajele vechi, construite de 10 de ani, 40-50 de ani și este nevoie să fie într-un spațiu închis, acoperit, pentru că au în dotare medicamente, lichide care trebuie să stea la o anumită temperatură, inclusiv echipamentele medicale trebuie păstrate la o anumită temperatură ca să funcționeze în parametri optim. Dar asta o să le facem, începem de anul viitor, poate terminăm cu COVID-ul și continuăm. Mulțumesc foarte mult încă o dată! Domnul Florin, vreți să spuneți noastre câteva cuvinte? Nu pot decât să adaug mulțumiri din suflet pentru tot ceea ce s-a făcut aici, tuturor celor care au contribuit mai mult sau mai puțin. A fost un efort îndelungat, pe alocuri chiar anevoios, cu bariere care ni s-au pus de către natură, ca să zic așa. Apariția COVID-ului a încetinit proiectul, dar din fericire echipa care a contribuit permanent la desfășurarea acestui proiect s-a mobilizat exemplar și iată că astăzi am reușit să facem această inaugurare pe care, sincer vă spun, nu speram să reușim să o facem atât de devreme. Încă o dată mă bucur tare mult, mulțumesc din suflet tuturor celor de față și celor care nu sunt de față, tuturor celor care au sponsorizat sau care au voluntariat la acest proiect. Mulțumesc tare mult! Mulțumim mult tuturor și acum a venit acel moment atât de important în care vă invităm să punem împreună o plăcuță și să vizităm centru. Andrei, ne ajut? Mulțumim! Ne-a lucrat ca voluntar aici. Ancora chimică. Florin, hai. Hai, ultimul. Bravo! 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 Bravo
Poftiți! Ne putem organiza câte 5 persoane dacă doriți să mergem să vizităm centrul. Să intru eu primul. Haideți! Eu vin cu grupul 2. Mă dați cu primul. Ce fel de bilete v-ați luat? Ok? Deci, începeți filmația? Da. În fața noastră este camera de odihnă pentru medici. Avem un singur medic pe tură, deci e un singur pat, nu avem necesar mai mare. Următoarea este camera de odihnă pentru asistente. Aici în spate este biroul, dispeceratul, cum îi spunem noi, unde va trebui să mutăm toată tehnica în viitor, cu aparatul de urgență și cu tot ce ne este necesar. Tot la parter avem toalete. Camera pentru dezinfecția chimică de nivel înalt. Camera pentru depozitarea materialelor și a ustensilelor de curățenie urmează să fie organizată. Și aici un mic oficiu, o mică bucătărie, să zicem așa, unde va fi și un aragaz, avem mașină de spălat, probabil că va ajunge și un uscător, camera centrală e totodată. Scara de acces către etaj. O să începem cu camera cea mai mare, care va deveni și cameră pentru cursuri. Dotarea corespunzătoare, manechine, aici. O toaletă, aici va fi un duș în viitor. Aici este o cameră de depozitare și probabil că o să facem și arhivă într-o parte din ea, bănuiesc că se pretează foarte bine. Această cameră va fi pentru conducerea stației Moinești, deci camera coordonatorului stației. Și mai avem o cameră care va fi tot o cameră de curs, probabil, sau de întâlniri pentru grupuri mai mici. La nevoie și în pod mai este un spațiu de depozitare, dar nu știu dacă o să-l folosim curând. De vestiar, da. Pentru ei, care sunt duble, mai înguste, unde să și le pună ca să încapă toate. O să dați aparat de urgență, din urmă să fie ceva mai mare. Suntem mai încumpat, așa cum zicea și ne așteptăm că suntem în stagiul ăsta la cei... Este, pereții sunt făcuți, este curat, putem să aducem mobilier, noi am dat deja comandă. Mai avem mobilier donat de Grupama. Da. Este încă în garaje, sunt și dulapuri, sunt și birouri, avem destul. În funcție de cum avem nevoie, momentan. Dacă mai este nevoie de ceva, putem, pentru că este o clădire nouă care funcționează acum, ne permite și legislația să mai achiziționăm
piese de mobilier necesare pentru desfășurarea activității. Tot ce ține de partea de dotare pentru centru de formare. Tot ce ține de partea de dotare pentru centru de formare va fi asigurat de către noi. Avem la momentul acesta manechine, avem echipamente pe care le putem utiliza pentru noi și facem instruire. Încercăm să avem mai multe, dar din cele care le avem la acest moment, pentru că centru este funcțional și util, o să aducem aici două manechine din cele pe care le avem noi din cele 5 și urmează ca în continuare noi ne-am propus să achiziționăm mai multe echipamente și aparatură medicală tocmai pentru a face instruire. Instruire pentru colegii noștri care lucrează aici sau la substația Comănești, care este mai apropiată, se va face ori de câte ori este nevoie, frecvent, săptămânal dacă se poate, iar noi ne-am propus ca cel puțin o dată pe lună să avem o instruire cu cetățeni din municipiu Bacău, persoane care lucrează într-o anumită instituție, grupuri organizate, de ce nu și cu colegii noștri și cu cei voluntari care au venit aici și ne-au ajutat, învățăm măsurile de prim ajutor, tot ce au nevoie ca să știe să ajute o persoană fără echipamente medicale. Primul ajutor de bază. E o chestie pe care o facem la momentul acesta organizat, dar nu într-un spațiu al nostru. Mergem în spațiile instituțiilor respective, pe stradă am făcut acest lucru. Ne bucurăm că acum reușim să-l facem aici, în condiții optime. Persoanele respective nu se simt inconfortabil, să spunem, dacă sunt afară, în stradă, sunt alte condiții. Bineînțeles că o să facem tot ce este nevoie. Avem videoproiector, tot ce înseamnă partea aceea pentru prezentare, o să mai achiziționăm. Cam avem de toate. La momentul acesta o să le aducem. Și încetul cu încetul noi zicem că într-o lună de zile finalizăm tot ce înseamnă partea de dotare, o să începem mutarea aici și să funcționăm firesc. Dar să stă în condiții... Se poate sta, da, trebuie făcut toată procedura de recepție și toate celelalte. Trebuie să stea separat de asistență, are cabinetul deja la intrare, am văzut că e cald și în partea... Da, este cald, iar clădirea cealaltă în care am funcționat, în interior, este renovată, va rămâne și ea în continuare... Nu, dispeceratul mutăm aici pentru că trebuie să fie aproape de ei, este și aparatul de urgență și tot ce înseamnă celelalte. O să-l utilizăm, o să utilizăm și spațiul acela, este o suprafață de 30 de metri pătrați, compartimentată, semi-închisă, cam pe jumătate, dar o să vedem acolo cum o să facem. Bineînțeles că după ce ne mutăm, o să igienizăm și spațiul respectiv și va fi util pentru noi în continuare ca și spațiu. Ok. Mulțumim, da. Frumos. Și noi vă mulțumim. Da. Acesta este vechiul dispecerat de ambulanță al substației Moinești, a Serviciului de Ambulanță Județean Bacău. După cum puteți vedea, el este și dispecerat, și spațiu de odihnă, și vestiar. Aici ținem și aparatul de urgență, acele două dulapuri. Era și loc de sterilizare chimică pentru partea de aparatură care necesită să fie sterilizată. Clădirea este fosta morgă a Spitalului Moinești, care a fost renovată prin eforturile serviciului de ambulanță și ale personalului. Am încercat să primim donații și am reușit să primim donații de mobilier. Aceste birouri sunt primite de la serviciile de Grupama din Moinești și rafturile de aici. Am primit ceva mobilier nou și de la Saj în ultima vreme, dar nu putem considera că este un spațiu de nivel european și din acest motiv am făcut toate eforturile ca să construim un spațiu care să ne permită să avem servicii de nivel european și condiții de nivel european, mai ales că odată cu începutul pandemiei, echipajele de ambulanță sunt foarte solicitate
pe vremuri mai apucam să ne odihnim, acum sunt solicitare după solicitare în foarte multe zile și chiar și nopțile.